Cu toate că este capitală locuitorii din București, se confruntă cu mai multe probleme ce țin de administrație, din cauza cărora am putea spune că trăiesc în condiții mai puțin decente, ierni fără căldură și veri fără apă caldă. Problemele cu termoficarea par a fi interminabile, iar deși anotimpurile se schimbă, situația rămâne aceeași. În mai multe sectoare ale capitalei, locuitorii au avut probleme fie iarna, fie vara. Mulți se plâng că nu au mai întâlnit o asemenea situație în niciun alt oraș din țară și se descurcă cum pot. În frig iarna sau cu apa încălzită la aragaz, ca pe vremuri. De trei săptămâni, bucureștenii au și mai mari probleme cu furnizarea apei calde, iar edilul general Nicu Șordan se spală însă pe mâini și acuză că de vină este producătorul de energie termică. Elcen, compania aflată sub conducerea Ministerului Energiei. Trist este faptul că preluarea mandatului de către Nicu Șordan, problemele cu termoficarea se intensifică. Ca pe timpuri locuitorii unei capitale se spală cu apa încălzită la aragaz, doar că acum lucrurile s-au mai schimbat, trăim într-un stat ce aparține Uniunii Europene. Vrem să trăim ca în Occident, în schimb trebuie să ne obișnuim să trăim fără apă caldă și fără căldură.